Aveți cuvântul. Nu știu dacă pot vorbi de la această tribună, în sfârșit mi s-a dat cuvântul, nu era nevoie să persecutați opoziția în felul ăsta. Scurt, domnule Simonis, legat de bugetul, anului 2024 pe care vreți să-l adoptați aici. Ni s-a oferit 400.000 de lei de deputat, 400.000 de lei de deputat și noi nu acceptăm această ofertă făcută de conducerea Camerei Deputaților. Cerem majorarea cu 40% a salariilor profesorilor, așa cum ați promis dumneavoastră. Nu acceptăm să ne mituiți în vreun fel. De asta probabil a spus-o pe Șoșoacă să facă tot scenariul ăsta. Mulțumesc. Dacă nu mi-ați fi pronunțat numele, nu erați dumneavoastră un pseudolider fătălău de tinichea, căruia îi trebuie bărbați să-l apere în fața unei femei care adresează o întrebare, ridică palma la ea, îi dă și una, îi aruncă telefonul, o înjură, da? Nu vă place să vi se ia interviuri în direct, cum le faceți tuturor? Păi de ce? Hai să vă plătim cu aceeași monedă, numai că dumneavoastră mințiți. Dumneavoastră, un globalist care ați lins picioarele papei. Dumneavoastră care v-ați dus să lingeți picioarele lui Meloni, aia care a vaccinat obligatoriu persoanele peste 50 de ani, care v-ați dus la ambasada Israelului și ați afirmat că poporul român e un criminal. Rușine să-ți fie, mă! Tu în viața ta să nu pronunți mie numele, tu care nu știa nimeni de tine în 2020 și mă întreba lumea cine ești. Nimeni, unul care n-a muncit nimic în viața lui, unul care s-a suit cu bocancii pe munca altora. Fătăleule! Vă rog să vă controlați limbajul, stimate colegi, ca și domnul Simion pe procedură. Exact ca George Simion. Am participat în trecut și mă fac vinovat de unele momente rușinoase pentru Parlamentul României. Dar astăzi cred că este cea mai rușinoasă zi din istoria acestui Parlament de 34 de ani de democrație. Și pentru asta vă faceți vinovați dumneavoastră. Apropo, puteți să-mi spuneți care a fost astăzi diferența dintre USR și AUR? Care a fost diferența dintre voi astăzi? Eu nu văd nicio diferență. Pe de altă parte, stimați colegi de la AUR, ați spus că nu acceptați șpaga puterii de 500.000 per parlamentar în opoziție. Vreau să vă spun că nu e niciun fel de șpagă, domnule Simion. Pentru că în parlamentele normale și în țările democratice, puterea tratează cu respect opoziția. Puterea încearcă să se comporte cu opoziția de azi, așa cum se așteaptă ca puterea de mâine să trateze, poate, puterea de azi în opoziție. Dar știți ce este culmea? Și cu asta chiar închei, domnule Simion. Dacă anul acesta n-ați așteptat spaga pe care puterea v-a dat-o, vă reamintesc că anul trecut ați acceptat-o și ați depus amendamente. Înseamnă doar că v-ați lăsat de șpagă.